găsit la specialiștii în sănătate. Ce vedem astăzi? Implantul Fast and Fixed redă funcționalitatea danturii și zâmbetul chiar și în cazul persoanelor defavorizate de vârsta înaintată și de teama de dentist. O nouă prezentare de caz imediat. Revenim asupra unui subiect care a suscitat un interes crescut în rândul telespectatorilor emisiunii, abordarea holistică a bolilor venoase. Efectele piperului asupra organismului și o mască pentru ten pe bază de zahăr brun, la rubrica de remedii naturiste. Există dinți chiar și după o anumită vârstă. În ciuda fricii care l-a ținut pe pacient departe de cabinetul dentistului și a stadiului avansat de distrugere a danturii. O să vedeți imediat cum implantul Fast and Fixed îi redă unei paciente mai în vârstă zâmbetul și funcționalitatea danturii. Asta după ce și-a luat inima în dinți și s-a prezentat la medicul dentist. Cu detalii, într-o nouă prezentare de caz, dr. Ionuț Leahu, medic dentist, competență implantologie orală. Acum 14 ani am avut o lucrare generală pentru toți dinții, așa, cu îmbrăcare în porțelan. Au trecut 14 ani și după 14 ani au început problemele. Deci cedează încet, încet rădăcinile dinților. Fiind la o vârstă destul de înaintată, dar totuși cu o poftă foarte mare de viață, uzura asupra danturii a fost foarte accentuată, cum este și normal de altfel, în care majoritatea dinților din arcada superioară au suferit pe lângă infecții, o parte din ei s-au rupt din cauza forțelor exercitate și am ajuns la concluzia că este momentul să îndepărtăm totul. O provocare a fost în timpul intervenției, în momentul în care îndepărtezi dintele, nu este atât de greu să îndepărtezi acel dinte, cât să îndepărtezi tot țesutul infectat din jurul acelui dinte, care s-a strâns de-a lungul anilor, și apoi să putem porni pe un mediu curat, în care să avem un os care este sănătos, să avem o gingie care este sănătoasă. O mare problemă a pacientei a fost aceea de a-și învinge teama de medicul dentist. Înaintea intervenției a fost o discuție în care i-am prezentat că este momentul să facem acest pas acum, cât este foarte plină de viață și are o vitalitate extraordinară și că putem să controlăm tot ce o sperea pe ea, adică cum sunt de altfel toți pacienții foarte îngrijorați că în timpul intervenției s-ar putea să doară, sunt îngrijorați că după intervenție s-ar putea să doară. Desigur, acest risc să fie o mică jenă după există tot timpul, dar cu ajutorul tehnologiilor farmaceutice putem gestiona absolut orice fel de durere, atât în timpul cât și mai important după intervenție. V-a mai fost teamă de dentist? Întotdeauna. De la ce pleacă teama asta? Poate spaima pentru durere. Și e o greșeală extraordinară să neglijezi a merge, să-ți controlezi dantura de frică. În urma evaluării stării danturii, medicii i-au propus pacientei o soluție pentru recuperarea funcționalității dinților și a zâmbetului. Am mers pe tehnologia Fast and Fixed, în care am inserat 6 implanturi în zona maxilară. Iarăși ca și o particularitate a doamnei, din cele 6 implanturi am putut să încărcăm imediat doar 4, dar care sunt suficiente ca să poată susține o lucrare provizorie pe perioada de 6 luni cât se vindecă și celelalte 2 implanturi. Iarăși, ca să putem să controlăm vindecarea și mai ales că a fost un caz în care trebuie să facem adiții osoase destul de mari, pentru că au fost niște defecte mari în osul pacientei, înainte intervenției s-au recoltat 8 fiole mici de sânge, 80 de mililitri sunt suficienți pentru această tehnică, din care am obținut factorii de creștere ai pacientului și fibrina pacientului, pe care le-am inclus în materialul de adiție de os, astfel încât să putem să regenerăm mai ales gingia de 7 ori mai repede.
Asta ne ajută foarte mult, mai ales când cerem de la organism foarte multe, când facem multe extracții, când punem implanturi, când facem adiții osoase, tehnologia asta ne ajută, e ca și cum ai avea un nas în mânecă pe care poți să-l folosești pentru binele pacientului și pentru predictibilitatea întregului caz. M-am ușurat. Am rezolvat o mare problemă. Și gândul că nu voi fi dezagreabilă atunci când sunt față în față cu cineva, mă încântă de-a dreptul. Urmează o nouă etapă, care o să o facem, cred că, la o săptămână după prima intervenție, în care jos o să îndepărtăm niște lucrări foarte vechi și, de asemenea, o să trebuie să facem o serie de extracții și unde vom insera tot 4 implanturi, 2 pe o parte și 2 pe o parte. De data aceasta o să mergem pe implantologia clasică, pentru că îi lăsăm grupul frontal, dinții din față îi lăsăm pentru că pot fi păstrați și după 4 luni de zile o să punem dinții și pe partea de jos. Astfel încât în 6 luni de zile pacienta va avea un zâmbet foarte funcțional și foarte estetic. Sunt de părere că absolut toți, indiferent de vârstă, trebuie să profităm de evoluția tehnicii și să alegem cele mai minunate clinici specializate cu echipe minunate, cu urmărirea întregului tratament de la A la Z, impecabil. În clinica Dr. Leahu din București sunt întrunite toate condițiile pentru reușita implantului dentar, cabinete moderne dotate cu aparatură medicală ultraperformantă și o echipă interdisciplinară formată din specialiști. Abordarea holistică a bolilor venoase a suscitat un interes crescut în rândul telespectatorilor emisiunii. În urma telefoanelor și mesajelor primite la redacție, revenim cu detalii importante privind acest subiect. Explică dr. Ofelia Lugojan Ghenciu, medic primar pediatru, homeopat, președintele Asociației Medicale de Homeopatie. De pildă, în medicina clasică, poți să spui că abordezi patologia venoasă la anumiți pacienți și poți să faci studii clinice pe un anumit eșantion, de un anumit număr de pacienți, cu un anumit tip de patologie. În medicina holistică nu poți să faci lucrul acesta, pentru că este vorba de individ. Iar în homeopatie particularizez, deci este vorba de fiecare persoană în parte. Și atunci, pentru persoane diferite, remediile pe care le folosești sunt diferite. De pildă, dacă persoana care ți intră pe ușă este un pacient coleric, care vorbește foarte mult și foarte repede și sare de la o idee la alta și printre ideile pe care le abordează îți spune că este sau nu hipertensiv, este sau nu la menopauză și îți arată cu dezinvoltură pachetele varicoase și vezi că ele sunt în special pe piciorul stâng, gândul te duce către un remediu la chezis care este un venin de șarpe. Da? Dar dacă persoana care îți intră pe ușă este o persoană blajină, dolofană, care atunci când îi spui, vai ce frumoasă ești, roșește în obraj, care din orice poate să plângă și așa printre două sughițuri îți spune că o deranjează varicele, că în vara asta picioarele au fost umflate, că sunt grele, că o dor, da? Poți să ai toate criteriile pentru a-i prescrie un remediu pulsatila, da? Sau anemona, care ea ca plantă este o inocentă, da? Dar două persoane, deci cu atitudine diferite, sunt și remediile diferite. Problema nu este că aceste remedii vindecă doar varicele respectiv. Deci aici problema nu este de a trata, ci de a vindeca. Deci ele se vindecă. Ei, persoana aceasta, de exemplu, blândă și docilă și inocentă, în momentul în care îi dai remediu,
deci ea devine o persoană mult mai echilibrată. Adică știe să spună și nu mai plânge cu atâta ușurință, nu se mai roșește cu atâta ușurință. Știe să-și impună punctul de vedere și are înăuntru ei un anumit tip de libertate. Da? Și poți să ai surpriza ca pe măsură ce în plan mental și emoțional persoana aceasta se vindecă, să se agraveze patologia în plan vascular. Pentru că este ceea ce face parte din legile vindecării. Deci o boală se vindecă din profunzime, deci din străfundurile ființei către suprafață. Poți avea surpriza, de pildă, să ai și un ulcer varicos. Și același remediu, continuând să-l tratezi după această agravare pe care o face forța vitală și nu remediul respectiv, persoana să se vindece în toate planurile. În perioada de acum, avem parte de foarte mult sedentarism. La acest sedentarism sunt expuse și persoanele blânde și docile, sunt expuse și persoanele echilibrate, dar sunt expuse și persoanele acestea colerice. În exemplu pe care vi l-am dat anterior, așa ca să se lege lucrurile, lachezisul poate fi remediu chiar de tromboză hemoroidală. Deci poți într-o tromboză hemoroidală să dai acest remediu în potență mare și des și acest pacient să scape de o intervenție chirurgicală care este neplăcută pentru el, poate nu în momentul intervenției chirurgicale, dar recuperarea este foarte dificilă. În cele două situații pe care le-ați pomenit, deci prima persoană rămâne colerică, rămâne dinamică, rămâne tonică, dar rămâne echilibrată. Deci nu îți mai vorbește foarte mult fără noimă, deci vorbește mai culoarea minte, scapă de gelozie, evită un eventual accident acesta, să zic, ca o cum este tromboza hemoroidală, sau nu ajunge la o tromboflebită. Pentru că același remediu care vă spuneam, de exemplu, la chezisul, este un remediu pe care poți să-l dai într-o tromboflebită. Sau vipera, da? Tot așa, deci remediul pe care administrezi, sau crotalus horridus, sau naja. Deci ele toate sunt veninuri de șerpi, dar ele te pot vindeca. Mai este încă un lucru, cred că demn de luat aminte, de ce sunt acesta? De exemplu, în momentul în care operezi un pachet vascular sau operezi varicele care sunt sinuoase, care sunt sârmoase, care sunt urâte, sau operezi hemoroidul acela, eu n-am vindecat pacientul, ci am făcut o supresie a simptomelor respective și în timp pot vedea că acest pacient dezvoltă o patologie cardiovasculară sau acest pacient poate să înceapă să facă accidente vasculare cerebrale, în cel mai fericit caz ischemice. Deci nu vindec, rezolvând problema chirurgicală, eu nu-l vindec, în schimb mut patologia dintr-un plan mai superficial într-un plan mai profund. Această asociere de castan sălbatic, de afin, de lămâi, este extraordinar. Și cred că aici produsul reușește să sară peste celelalte. Deci nu mă refer la vitamina C pe care o conține, nu mă refer la diosmina pe care o conține, nu mă refer la hesperidina care este în compoziție. Nu, ci strict la produsele naturale. Produsele acestea de sinteză le găsești aici, dar poți să le găsești, de exemplu, în plante. Deci același lucru de sinteză îl pot găsi în plante, iar în plante are o altă structură. Și cred că de ce se va vorbi din ce în ce mai mult în anii care vor veni, va fi de structura. Vânoară se vorbește și se vorbește de mulți ani de structura apei și acum vedem ce înseamnă o apă cu o structură bună, dar încet, încet se va vorbi și de structura pe care o are o anumită plantă. Și asta pleacă de la arealul în care trăiește. Legat de patologia vasculară, deci poți să-l folosești în sindromul varicos, poți să-l folosești în ateroscleroză, poți să-l folosești în retinopatia hipertensivă, poți să-l folosești în retinopatia diabetică, cei care au sindrome hemoroidale,
poți să-l folosești la pacienți care sunt cu hipercolesterolemie, poți să-l folosești la pacienți care au avut accidente vasculare cerebrale, poți să îl folosești la pacienți care sunt cu diabet zaharat, cu hipertensiune, pacienți care au infecții urinare, pentru că problema vasculară, vasele nu sunt doar la nivel de picioare, de inimă și de creier sau de arie, să zic, a circulației pelvine în care am staza și am hemoroidul. Deci area lui de utilizare este extrem de largă. Are trei componente geniale în el. Și în produsele fitoterapice care există pe piață, atunci când vorbim de varice sau vorbim de hemoroizi, 99% din produse au în compoziție castanul sălbatic, deci Esculus hipocastanus. Da? Și atunci dacă mergi la farmacie și ceri ceva, așa ți se dă ceva cu castanul sălbatic. Desigur, și scorușul și castanul comestibil este folosit. Dar ce cred eu că este genial în acest produs este faptul că el, alături de castan, are afinul și are lămâiul. Ori lămâiul, în ultimul timp, se vorbește din ce în ce mai mult de el, se vorbește de el ca fruct întreg, se vorbește de scoarța de lămâi, da, și de aplicațiile extraordinare pe care le are. Atunci când doresc să am o funcționare foarte bună sau să am o acțiune susținută asupra patologiei venoase, deci indiferent că este vorba de un sindrom hemoroidal, indiferent că este vorba de o patologie vasculară și este un sindrom varicos, ideal este să folosesc împreună terapia care se administrează oral cu cea care se administrează extern. Doar administrând extern am ameliorare pentru puțin timp și de mică intensitate. În momentul în care tratamentul este intern și folosesc tratamentul extern ca adjuvant, răspunsul este mult mai prompt și mai eficace. Produsele naturale Venostim Gel și Venostim Capsule, marca Pharmaclass, sunt eficiente în tratamentul manifestărilor insuficienței venoase cronice la nivelul venelor hemoroidale sau la nivelul membrelor inferioare. Complexul vegetal bioactiv susține funcționarea optimă a venelor, capilarelor și vaselor limfatice. Vitamina C și hesperidina din compoziție potențează efectul de consolidare a pereților vaselor de sânge. Venostim este și antioxidant, asigurând protecția membranelor celulare împotriva acțiunii distructive a radicalilor liberi. Efectele piperului asupra stării de sănătate a organismului și o mască pentru ten pe bază de zahăr brun. Imediat după publicitate, rămâneți cu noi! Efectele curative ale piperului, condimentul care nu lipsește din nicio bucătărie și o mască pentru ten pe bază de zahăr brun cu efecte miraculoase. Proprietățile terapeutice ale piperului și secretul măștii din zahăr brun la rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu. Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la rubrica de remedii naturiste. Continuăm astăzi prezentarea calităților curative ale condimentelor și mirodenilor pe care le punem zilnic în mâncare pentru gustul și savoarea pe care le conferă, ca să știm și ce efecte are fiecare dintre ele asupra organismului nostru. Piperul. Boabele acestei plante tropicale se situează printre primele trei condimente folosite în orice bucătărie pentru gustul și savoarea pe care o dau mâncărurilor gătite. Boabele de piper au însă și calități curative excepționale. Piperul este de patru feluri, piperul alb, roșu, negru și verde, care au caracteristici diferite. De exemplu, piperul alb este mai iute decât piperul verde, piperul negru și verde sunt mai aromate, iar piperul roșu este un pic dulce. În bucătăria românească sunt folosite cel mai des piperul alb și piperul negru. O să ne referim astăzi la piperul negru. Bobul conține mangan, vitamina K, fier și fibre.
folosit cu regularitate în bucătărie, asigură o bună absorție a seleniului, a vitaminei B și a beta-carotenului în organism. Atenție însă, piperul trebuie scos total din alimentația persoanelor care suferă de ulcer sau care au avut intervenții chirurgicale în zona abdominală din cauza efectului iritant pe care îl are asupra aparatului digestiv în astfel de cazuri. În scop terapeutic, piperul poate fi administrat sub mai multe forme. În cazul guturaiului sau a infecțiilor provocate de virozele respiratorii, se administrează ceai din pudră de piper. Efectul este imediat. Gâtul se decongestionează, nasul se desfundă, iar ochii nu mai lăcrimează. Rachiul din pudră de boabe de piper se administrează în caz de tuse. O înghițitură mică de rachiu, după un puseu de tuse, anesteziază terminațiile nervoase iritate. În cazul sensibilității la frig, 2-3 vârfuri de cuțit de piper măcinat la fiecare masă, timp de o săptămână, reglează acest dezechilibru. Atenție însă, în această perioadă nu consumați alimente reci. Pentru tratarea reumatismului este bună plămădeala din boabe de piper în rachiu. Cu această plămădeală se masează bine zona dureroasă de 2-3 ori pe zi. Această terapie este bună pentru că încălzește zona articulațiilor, le conferă elasticitate și calmează durerile. Tratamentul se face în perioada friguroasă și de umezeală. Cam atât despre piper. A sosit momentul să ne ocupăm de frumusețea și sănătatea tenului dumneavoastră și vă propun astăzi o mască pe bază de zahăr brun. Apreciat pentru faptul că este un îndulcitor mai sănătos decât zahărul alb rafinat, zahărul brun conține nutrienți anti-îmbătrânire și are un efect exfoliant foarte bun pentru piele. Ca să preparați această mască, aveți nevoie de 100 de grame de zahăr brun, măcinat fin, în râșnița de cafea, un vârf de cuțit de praf de nucșoară și 4 linguri de ulei de măsline. Amestecați bine toate aceste ingrediente până când se formează o pastă omogenă. Aplicați această mască pe față, gât și decolteu după ce ați umezit un pic pielea în prealabil. Masați cu mișcări circulare timp de 2 minute, după care îndepărtați totul cu ajutorul apei călduțe. Aplicată de 2 ori pe săptămână, această mască pe bază de zahăr brun revigorează, netezește pielea și îi oferă strălucire. Ne apropiem de finalul rubricii și a sosit momentul să aflați câteva lucruri inedite. Știați că roșiile sunt cele mai consumate alimente naturale din lume? Germanii numesc roșiile fructul paradisului, iar francezii fructul iubirii. Știați că pensatul sprâncenelor nu mai este atât de dureros dacă în prealabil se masează arcada cu un cup de gheață? Știați că oxitocina, una dintre substanțele eliberate în organism în timpul excitației, reduce intensitatea durerii fizice la jumătate? Atât pentru astăzi. Doamnelor și domnilor, rubrica noastră a ajuns la final. Până la o nouă întâlnire, eu vă urez sănătate, că e mai bună decât toate. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiștii în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem vinerea viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!